Cu această ocazie, Titus Horlățean i-a solicitat premierului Emil Boc să pună în aplicare sistemul STS, sistem prezentat într-o ședință de guvern înainte de ruperea coaliției PSD-PDL. Potrivit lui Titus Horlățean, reacția premierului a fost aceea de apreciere, dar a refuzat aplicarea lui, spunând că alegerile prezidențiale se vor organiza tot așa cum a fost până acum. Vicepreședintele PSD Titus Horlățean a declarat că refuzarea de către Boc a softului STS de detectare a votului multiplu dovedește intenția de fraudă și cere guvernului să pună în practică sistemul care poate fi implementat foarte rapid. O altă suspiciune de fraudă a alegerilor prezidențiale prezentată de Horlățean a fost hotărârea de guvern prin care se stabilea obligația ca în lista din secția de votare cetățeanul să aibă o singură semnătură atât pentru referendum cât și pentru alegerea președintelui. Acesta a salutat decizia Biroului Electoral Central, potrivit căreia este desființată hotărârea guvernamentală a lui Emil Boc, în care votantul semna o singură dată atât pentru alegerea președintelui țării cât și pentru referendum.